Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumuri noi intrate în colecția mea în ultima perioadă. De-abia aștept să vă povestesc despre ele și sper că vă era dor să vedeți un haul aici la mine pe canal, pentru că mie îmi place foarte mult să filmez hauluri și sper că vă place și vouă să vedeți clipurile. Vreau să vă spun așa cam ce urmează în clipul de astăzi. Sunt aici lângă mine câteva parfumuri, nu foarte multe, unele cumpărate blind sau luate la schimburi, și două parfumuri pe care le-am testat înainte și m-au cucerit de la primul puf, m-au înnebunit încât am căutat variante, le-am urmărit o perioadă să văd pe unde le găsesc și le-am luat pentru că trebuia, ce să zic, știți cum este cu parfumurile. Și haideți să începem, să nu mai lungim acest intro, pentru că o să vedeți pe parcursul clipului despre ce este vorba. O să încep chiar cu un parfum pe care l-am luat la un schimb și este vorba despre Bronze Goddess Azur. Un parfum pe care eu l-am văzut și pe Notinu la un moment dat sau pe Military Shop. Mă tenta parfumul acesta pentru că în recenzii am văzut că este diferit, avea și un preț ok, până l-am luat la un schimb totuși, l-am avut și cu mine la mare și, apropo, o să vină și un video în care o să vă povestesc despre parfumurile pe care le-am avut cu mine la mare, parfumuri de vacanță, poate vreți să vedeți de ce m-am bucurat anul acesta, dar lăsați-mi în comentarii. Chiar mi-aș dori să văd dacă vreți un astfel de clip, dar totuși cred că eu o să-l filmez, pentru că asta fac anual și mă bucur să văd așa cam ce m-a tentat în fiecare an, ce mi-a plăcut mai mult, ce m-a atras mai tare. Da, am trecut la alt subiect. În fine, trecem peste. Bronze Goddess Azur. Bronze Goddess Azur. Este diferit de alte flencăre. Aici avem un parfum proaspăt. Un parfum care s-a potrivit de minune la mare. Este dulceag. Se simte un neroli fresh în el. Dacă nu vă place neroli, să știți că nici mie nu prea îmi place neroli, mai ales acel neroli în parfumurile mai mature, dar aici este un parfum floral de vară, proaspăt. Are o dulceață parfumul acesta, este și curat în același timp, este și proaspăt, este și dulceag, este și floral și se simte smochina. Smochina o simt așa cum o simt în alte parfumuri. E o combinație foarte interesantă, clar este potrivit, foarte, foarte potrivit pentru vacanța la mare, dar nu numai, pentru chiar și pentru zilele mai călduroase. Deci nu deranjează cu nimic parfumul acesta, are și el cocos, dar nu este un parfum în care cocosul iese în evidență. Seamă Bronze Goddess Eau So Fresh și nici în acela nu iese chiar cocosul în evidență, și acolo este în evidență tot partea florală, dar acela este un floral tropical. E bine, aici avem florile albe, cele care ies în evidență, dar nu știu, cred că cocosul îi oferă un pic de cremozitate, are și musc, este și un parfum curățel, dulceag, floral, se simte și neroli, se simte și smochina, nu-l simt sărat, deși are sare în notele din mijloc, dar nu-l simt sărat. Are și floare de portocal, în fine, nici citricele din deschidere nu le simt prea bine. Pentru mine este destul de liniar parfumul, dar e foarte plăcut. Chiar îmi place, este diferit. Diferit de orice parfum de vară. Și asta îmi place, că nu este la fel. Am foarte multe parfumuri care au ylang ylang și seamănă foarte bine între ele, dar aici avem ceva unic. Mai departe vorbim despre un alt parfum cumpărat blind, pentru că m-a atras foarte tare firma aceasta de ceva timp și l-am ales pe acesta pentru că nu prea l-am văzut. Cred că este ceva mai nou,
se și potrivea foarte bine cu perioada în care suntem și l-am luat pe el. Este vorba despre Aegean Bronze de la Cores, mai sunt câteva parfumuri de la această firmă care se găsesc la noi, este o firmă grecească și îmi place foarte mult ambalajul, îmi place și cutia, are și ingrediente naturale 80%, dar să știți că are și o sticlă superbă. Este unul care este ceva mai popular, pe acesta nu prea l-am văzut nici eu pe internet, pe YouTube, dar este unul cu zahăr care este ceva mai popular, pe care l-am tot văzut pe la mai multe persoane și am văzut în recenzii că spunea lumea că nu persistă absolut deloc acela. Eu una nu cred, pentru că l-am purtat pe acesta și vreau să vă zic că eu sunt foarte mulțumită de performanțele lui. Îmi place parfumul din punctul acesta de vedere, persistă bine și aș încerca și popularul acela, Sugar, ceva, nu știu cum se numește, dar o să vă pun pe ecran sticla să vedeți. L-aș încerca fără să mă gândesc că n-ar persista, nu cred, dar na, până nu-l încerci, nu știi. V-am zis, acesta persistă bine și miroase bine. Miroase bine, este interesant și el este un parfum unic, nu miroase ca alt parfum. Chiar nu am regăsit mirosul acesta în altul. Am văzut în recenzii că celelalte ar fi inspirate de alte parfumuri, însă eu nu pot să zic că acesta seamănă cu un alt parfum. Îmi place foarte mult sticla, foarte frumoasă este și foarte bine făcută. Și ca și note, are el cedrat în deschidere și bergamot. Nu știu exact ce înseamnă. Citrice scrie pe fragrantica. În mijloc avem frezie, zahăr piricele, așa, zahăr topit sau zahăr caramelizat, ceva de genul, frangipani și în bază avem nisip, vanilie și mosc. Da, este o combinație un pic ciudățică, pentru că mie mi se pare un parfum destul de liniar, eu nu simt citrice în el, nu simt citrice, mi se pare liniar după cum v-am zis, doar că el așa ușor, ușor se tot îndulcește, dar nu devine foarte dulce, adică nu este un parfum prea dulce, se simt florile și frangipanii predomină în parfumul acesta, destul de fresh, dar tot timpul parfumul acesta are zahărul acela pe fundal, dar nu prea dulce. Este, v-am zis, un pic ciudățel pentru că este o combinație între flori, zahăr. Mi se pare, nu mă duce cu gândul la nisip, la plajă, la o zi în care stai pe plajă. Mă duce cu gândul mai mult la ceva elegant pentru că îl simt mai mult floral, dar însoțit de zahărul acela, deci n-aș zice că este un parfum pe care îl cumperi blind și sigur îți place, dacă îți plac parfumurile florale dulci, nu. Este o combinație ciudățică, dar unică. Aș mai cumpăra blind de la brandul acesta. Parfumul îmi place, dar nu mă dă pe spate, nu mă așteptam la mirosul acesta. Nici nu știu la ce mă așteptam, cred că nu m-am așteptat la nimic atunci când l-am comandat, pur și simplu l-am așteptat. Poate că mă așteptam să fie un pic mai seducător așa, dar mai cald un pic pentru că predomină foarte bine plumeria aici. Și nu mă așteptam la asta, nu? Mă așteptam cumva să se dezvolte și să rămână pe piele un miros de curat, cremos, cu un pic de zahăr topit și cu un pic de cocos, dar partea asta florală rămâne mereu acolo până nu mai miroase deloc. Da, cam asta este. Este un parfum frumos, este un parfum unic.
Îmi place brandul acesta. Haideți să trecem mai departe la un parfum pe care l-am testat în Sephora, cred. Nici nu știu exact. Mereu intru în Douglas și Sephora, deci nu știu exact care. Da, Douglas. În Douglas. Am testat în Douglas un parfum care m-a dat pe spate de prima dată și este vorba despre The Merchant of Venice La Fenice Pur Fam. Am aici varianta de 50 de ml. Are o prezentare absolut minunată parfumul acesta. Uitați-vă ce detalii frumoase are cutia. Este chiar superbă, superbă, superbă. Este o experiență completă cu parfumul acesta, de la ambalaj până la miros, până la sticluță. Și aici avem parfumul, aici avem ceva ce, să vă spun sincer, nici n-am mai citit, pentru că știam parfumul și nu m-am interesat prea mult, dar o să îl citesc eu la un moment dat. Noi vorbim despre parfum, are o sticlă absolut minunată și are și chestia aceasta care era pusă la gâtul sticluței, dar am dat-o jos. Da, așa arată și interiorul cutiei. Și haideți să vorbim despre parfum. V-am zis, are niște detalii absolut superbe, este o sticlă frumoasă. Nu știu exact ce note are, dar știu că m-a cucerit de la primul puf, că este un parfum dulce, vanilat, elegant, feminin, superb. Superb, superb, superb. Ce pot eu să vă zic așa, pentru că doar l-am testat de două ori, o dată înainte să-l cumpăr și o dată după ce l-am cumpărat. Ce-mi place foarte mult la parfumul acesta este faptul că are floare de migdal. Îmi place foarte mult, are heliotrop, deci este un parfum vanilat, un pic spicy de la Babel Tonka. Pudrat, elegant, feminin. Îmi place de nu mai pot parfumul acesta. Deci este o combinație de flori din acestea pudrate, în combinație cu vanilia dulce și foarte, foarte plăcută și un pic spicy de la atunci când se usucă, un pic, se dezvoltă extraordinar de frumos. Este un parfum cald, este dulce, este plăcut, este persistent și cu siguranță o să mai discutăm despre el. Da, minunat parfum. La următorul parfum pe care atunci când l-am testat am zis wow, wow, ce parfum, parfumul ăsta este făcut pentru mine și da, se găsește la un preț destul de mare, dar noi găsim variante mai bune pentru noi. V-am anunțat și pe voi când a apărut pe Makeup parfumul acesta, Nobile 1942, de 15 ml am aici o variantă și stați așa. Se numește, stați, La Danza delle Libellule. Deci trebuie să învăț și italiana, dar voi știu că mă înțelegeți și știu că știți că mai greșesc, nu pronunț denumirile parfumurilor cum trebuie, dar ce să facem? Asta este un hobby pentru mine, am făcut engleză și franceză și știam să pronunț cum trebuie, însă dacă nu am vorbit în engleză, nu am vorbit în franceză, am uitat până și pronunția. Dar mă critică lumea pentru treaba asta, asta este, chiar nu o să învăț acum italiana, nu o să-mi bat capul prea tare, să fiți siguri de asta. Dacă vreți să mă urmăriți bine, dacă vă enervează ceva, înseamnă că nu este locul vostru aici și îmi pare rău, dar sunt atâtea canale de YouTube, adică nu are de ce să-mi pară rău. Dacă rezonați cu mine, dacă vă place ce vedeți aici pe canalul meu, bine, dacă nu, asta este, ce să fac. Nu pot să fiu pe placul tuturor. Despre parfum era vorba. Este minunat parfumul acesta, mi se pare foarte versatil în primul rând, pot să-l port și vară, de exemplu seara, nu acum, zilele astea ne topim, dar
Este un parfum cu o deschidere foarte proaspătă. Un parfum cu un măr roșu, suculent. Pur și simplu îți lasă gura apă. Este proaspăt. Miroase tare, tare bine. Și apare apoi scorțișoara, poate că te-ar duce cu gândul la ceva mai de toamnă, dar ce să vedeți, apare și un cocos la un moment dat. Pentru mine parfumul acesta este unul foarte versatil, nu pot să spun că am simțit cocosul, dar el devine din ce în ce mai dulceac, pare încă un pic caramelicios așa. V-am zis, pentru mine este un parfum versatil, poți să-l porți oricând, este dulce, este plăcut, este delicios. Foarte mult îmi place acesta, sper că ați reușit și voi, cele care vă doreați, să luați până la urmă. V-am anunțat pe grup că este disponibil, sper că ați pus mâna pe o variantă de 15 ml, pentru că este un parfum frumos și știu că multă lume îl adoră. Haideți să trecem la un parfum de la L'Occitane, care nu este cu siguranță creat pentru mine. Chiar sunt curioasă dacă l-ați testat, dacă l-aveți în colecție, spuneți-mi și mie cum vi se pare vouă. Nu pot să zic că l-am purtat așa să văd cum se dezvoltă, dar deschiderea este agresivă tare. Mi se pare că miroase a plante. Miroase a urzici fierte, nu, și a iarbă proaspăt tăiată, nu. Nu-mi place parfumul acesta sub nicio formă, dar nu este o iarbă. Mie îmi place mirosul de iarbă tăiată, dar aici este ceva mai rău, nu. Deloc nu-mi place parfumul acesta, el are în bază, de exemplu, iarbă, mosc, grâu, miere, cașmeran. Ar suna bine baza. O să-l mai testez, dar nu, mă deranjează atât de tare deschiderea, încât nu știu dacă aș avea răbdare să văd cum se dezvoltă. Dar spuneți-mi și voi în comentarii ce spuneți despre erbe. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este cumva o raritate, pentru că eu una nu l-am văzut niciodată pe undeva, pe niciunde, pe canalele pe care mă uit eu sau pe în online, în postări. Eu nu l-am văzut până acum, dar l-am eu. Și este vorba despre Hypnose Senses. Avem așa ca și note piper roz, mandarină, portocală, în mijloc avem miere, da, este un parfum mieros, este dulce, avem trandafir, osmantus și în bază avem patchouli, benzoin, tonka și labdanum. Labdanum, da? Deci este un parfum foarte frumos. După mine, nu îl întrece pe Hypnose la frumusețe, dar este foarte frumos. Este un floral mieros, se simte patchouli, este feminin, este dulce, se simte și un pic trandafirul. Miroase tare bine, dar tot Hypnose rămâne pentru mine numărul 1. Mă bucur să-l am în colecție pe acesta. Chiar o să-l port pentru că miroase foarte bine. Dar așa, ca să vă faceți o idee, mi se pare că Hypnose originalul are ceva acolo ce este unic pentru mine. Cred că izul acela tropical este minunat, parfumul acela și acesta este, dar aș putea să zic despre acesta că am mai mirosit parfumuri de genul acesta care îmi plac, bineînțeles, pentru că mie îmi plac parfumurile dulci, miroase, florale dulci, dar originalul este mai frumos. Da, mă bucur să îl am în colecție pentru că nu prea l-am văzut pe niciunde și mă bucur când mai am așa câte o raritate, dar da, cam acestea au fost parfumurile despre care am vrut să povestim astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, spuneți-mi și voi în comentarii
dacă le aveți în colecție, dacă ați testat, dacă le aveți pe wishlist, cum vi se par, să mai discutăm și noi despre parfumuri în comentarii. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și lăsați-mi un like dacă v-a plăcut acest clip. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Să aveți o zi frumoasă, v-am pupat! Pa, pa!